După 22 de ani de experiență și tradiție în organizarea târgului Agromalim, Expo Arad Internațional propune și în 2012 o ediție specială pentru unul dintre cele mai însemnate evenimente în domeniul agriculturii din România. Ediția din 2012 va fi în 6-9 septembrie, deci undeva la începutul toamnei îi așteptăm pe toți cei care s-au obișnuit să vină să vadă târgul de la Arad, să vină să viziteze și să găsească cea mai importantă parte a firmelor care acționează în acest domeniu de activitate, care noi le promitem că vor fi prezente la Arad. Târgul Agromalim a dovedit în timp că este locul unde la începutul toamnei se ia pulsul agriculturii românești. Dacă pentru firme târgul de la Arad oferă oportunități de promovare, de lansare de noi produse și servicii, de testare a pieței sau de analiză a concurenței, pentru fermieri, atât pentru cei care dețin suprafețe mari, cât și pentru cei mici, participarea la Agromalim reprezintă o bună ocazie de a stabili noi contacte și de a se informa asupra ultimelor noutăți în domeniu. În 2011, 270 de firme și crescători de animale și-au expus oferta la Agromalim și în jur de 10.000 de vizitatori au trecut pragul complexului Expo Arad Internațional în cele 4 zile de târg, iar organizatorii promit și anul acesta o ediție cel puțin la fel de reușită. Din cele peste 220 de firme expozante anul trecut, 170 au fost din România, 42 din Ungaria, câte două din Germania, Italia, Danemarca și câte o firmă din Cehia, Spania și Serbia, iar cei mai mari producători și importatori de mașini și utilaje agricole au expus una dintre cele mai bogate oferte din România, pe o suprafață netă de 11.300 de metri pătrați. În 2012, firmele care vor să își prezinte produsele și serviciile la Agromalim vor avea la dispoziție o suprafață interioară de 3.100 de metri pătrați și o suprafață exterioară de 23.000 de metri pătrați. Pregătirile pentru cea de-a 22-a ediție a târgului Agromalim au început de cum s-a terminat ediția precedentă. Chiar de la târg am avut o bună parte din firme care și-au anunțat intenția de a participa și la ediția viitoare, deci o bună parte din spațiile pentru ediția din acest an sunt deja alocate. Am demarat în continuare invitațiile către firmele care sunt în baza noastră de date și pe care le invităm să participe la târg și deja începe să se contureze. Dacă anul trecut am avut o participare record ca și număr de firme și suprafețe alocate pentru acestea atât pe spațiul interior cât și pe spațiul exterior. Sperăm că anul acesta și semnalele care le avem sunt că va fi o ediție cel puțin la fel de bună, cu un număr mare de firme participante și cu suprafețe generoase pentru expunerea de utilaje pe partea de exterior și pentru spațiul interior pe partea de inputuri pentru agricultură și industria alimentară. Ca în fiecare an, în paralel cu târgul Agromalim, se va desfășura și expoziția națională de animale, organizată cu sprijinul asociațiilor de crescători de animale din județul Arad și în cadrul căreia vor fi expuse bovine, ovine, cabaline și animale de hobby. Cele mai frumoase dintre animalele expuse vor fi premiate și vor fi acordate titlurile de Miss Arad pentru rasa bălțată românească și campioana rasei Holstein Friză. În 2012, organizatorii promit mai multe conferințe dedicate crescătorilor de animale, dar și spații de expunere îmbunătățite pentru sectorul zootehnic. Încercăm ca la această ediție să facem în așa fel încât spațiile pe care le avem la dispoziție să fie utilizate în măsura posibilităților, să le aducem la o calitate cât mai bună, ca firmele să aibă condițiile necesare pentru expunere. De asemenea, am început să colaborăm, să lucrăm pentru acest an cu asociațiile de crescători de animale și să pregătim și o serie de conferințe și întâlniri specializate pentru cei care doresc să vină să se informeze. Vom încerca să avem și anul acesta la expoziția de animale un număr cât mai mare de crescători care să vină să se expună. Avem deja un proiect și încercăm ca zona în care expoziția de animale se desfășoară să o îmbunătățim, să avem o calitate mai bună pentru expozanți și vizitatori, ca cei care vin să găsească lucruri interesante și mai bine făcute decât ce am putut oferi în edițiile precedente. Din acest an, expozanții și vizitatorii Agromalim vor beneficia și de noul pavilion destinat conferințelor, construcția cărei piatră de temelie a fost pusă în 2011 și care va fi finalizată până în luna august. Odată cu ridicarea celui de-al treilea pavilion, centrul de conferințe Expo Arad va dispune în plus de un amfiteatru de 700 de locuri și de o sală de conferințe de 300 de locuri, pe lângă facilitățile deja existente ce includ două săli de conferințe de câte 150 de locuri fiecare și o sală de 60 de locuri cu toate dotările multimedia necesare, restaurant, bar, parcări, rampă de descărcare, toate la standarde internaționale.
Avem în desfășurare un proiect cu finanțare europeană pentru construcția celui de-al treilea pavilion. Va fi un pavilion specializat mai ales pentru partea de organizare de conferințe și congrese. Vom avea o sală generoasă de 700 de locuri în care se pot organiza conferințe, congrese. Vom mai avea la dispoziție o sală ceva mai mică, de vreo 300 de locuri, și am constatat în anii trecuți, la edițiile precedente ale acestui târg, Târgului Agromalim, și la alte manifestări pe care Expo Arad le organizează, că avem nevoie de un astfel de spațiu. De aceea, undeva în luna august va fi disponibil acest spațiu. Este termenul de finalizare și la târgul din septembrie, la Agromalim, va fi la dispoziția celor interesați, la dispoziția noastră a organizatorilor. Pe întreaga perioadă a târgului Agromalim vor avea loc întâlniri de afaceri, prezentări și conferințe tematice. Va fi organizat un salon gastronomic de produse tradiționale, unde vor putea fi degustate și cumpărate produse tradiționale românești și ungurești. Cei mai norocoși dintre vizitatorii târgului de la Arad vor avea parte de premii și surprize oferite de organizatori, parteneri și firme expozante.